Între timp, premierul Marcel Ciolacu ia apărarea ministrului Sănătății Alexandru Rafila după ce a văzut rezultatele verificărilor făcute de corpul de control la Spitalul Sfântul Pantelimon. Premierul susține că Ministerul Sănătății a respectat atribuțiile pe care le are. Între timp, magistrații au decis ca cele două doctorițe să fie puse în libertate, așa cum vă spuneam, după ce contestația lor cu privire la măsura arestului preventiv a fost admisă. Doamna doctor, ce au avut de spus procurorii astăzi? De ce v-ați luat concediu? Ce l-a spus procurorilor? De ce v-ați luat 45 de zile de concediu de odihnă? Informatică. Nu considerați că aparține astăzi? Merită o explicație? Au fost noi audieri în ancheta de la Sfântul Pantelimon, unde s-au produs mai multe decese suspecte. Una dintre doctorițele care sunt acuzate de omor calificat premeditat în cazul unui pacient a fost audiată din nou. Poreclită doamna cu coasa, doctorița și-a luat concediu de odihnă pentru 45 de zile, iar după aceste zile aceasta poate să se întoarcă liniștită în secția de terapie intensivă. Cealaltă doctoriță se poate întoarce la muncă imediat. Asta după ce Curtea de Apel a admis contestația celor două doctorițe în cazul măsurii arestului preventiv. Așadar, cei doi medici se află acum în libertate. Premierul își schimbă puțin discursul și cere un audit al tuturor procedurilor de lucru din spitale. Văd că ancheta în cazul Sfântului de la Sfântul Pantelimon a produs o emoție națională transformată însă în dispută publică dură. Sunt acuzații aruncate fără limită la adresa medicilor, ce pot genera lipsă de încredere în actul medical, cu consecințe grave și pe termen lung. Datoria mea, ca premier, este să fiu alături de medici și de toți din sistemul sanitar care își fac onest treaba. Iar cine a greșit, indiferent de nume, să plătească. Trebuie făcut însă și un audit cu experți naționali și internaționali al tuturor procedurilor de lucru din spitale. Pornim de la terapie intensivă, continuând pe fiecare domeniu în parte. Cele două doctorițe sunt acuzate de omor calificat cu premeditare după decesul unui bărbat în vârstă de 54 de ani, căruia i-ar fi scăzut intenționat doza de noradrenalină vitală în terapia intensivă. A urmat apoi scăderea tensiunii arteriale și stop cardiorespirator și apoi decesul.